care te scoate din întuneric, dar aia nu înseamnă că te luminează, ci te scoate din întuneric. Pentru că lumină, uite, vezi, ai lumină, dar numai că ți intră în ochi, adică te orbește. Sau dacă... e din interior. Poftim? Sau lumina e în interior, din cunoaștere. Eu vorbesc de lumina pe care ți-o bagă în ochi, că toți te orbesc cu ceva și tu zici, mamă, ce lumină îmi dă, dar de unde, că te orbește. Și dacă te întorci, vezi datorită luminii că bate din spate. Și pentru o singură carte aveți un întreg stand la, la târgu Bookfest. Pentru 24 de pagini cu tot comerț, adică 12 file. Și se vinde cartea sau se... Nu se vinde, se ci dăruiește. Se printează cu donat, aici pe loc. Susține, nu se printează, e printată, e printată. Dar zic... Se donează. Da, am cine înțeles. Vrea donează, cine nu, nu. Am înțeles. Dar trebuie să ajungă la toată lumea. Și ce tiraj aveți până acum? Am seria asta 5.000 de bucăți. Mai am 500, dar nu le-am adus pe toate. Mai merg și în țară cu ele. Aici am adus 1200. Și ăsta e apți build sau? Da, aici ai sticker. Care ăsta e mesajul pentru cei ignoranți. Ignoranța e sclavie, cunoașterea libertate. Dacă ești ignorat, ești o frecvență joasă și vei fi tot timpul manipulat. Dar nu vei ști asta. Zice, mamă, dar că eu știu. De unde te manipulează? Dacă cauți cunoașterea, nu se mai poate, nu mai poți fi manipulat. Cu ce vă ocupați în timpul liber de festivaluri, de târguri de carte? Am renunțat la toate afacerile pe care le aveam. Aveam o brigărie și alta. Am renunțat la toate și fac exact asta. Am făcut o asociație, Asociația Evanghelia Atristă. Și doar asta fac. Dar nu vă înregistrați ca cult religios sau cumva, nu? Din contra. Din contra. Și uite, voi merge spre viitoare, merg în Germania. Eu am și 1000 de bucăți în germană. Tradus în limba germană? Da, în limba germană. Asta urmează. Și pe aia urmează, vreau... Ce zic cultele, bisericile? Chiar m-am întâlnit cu pastorul Tony Berbece, dacă știi, de la aia aici, Biserica Profites. M-a lăudat, a zis că i-a plăcut, tra-la, tra-la-la, numai că eu la final vorbesc cam dur despre culte, fiindcă m-au mințit, m-au băgat lumina în ochi. Bă, da, eu vreau să văd cu lumina aia, nu se vorbește. Și i-am explicat cum stă treaba. În esență, a zis că, bă, e ok ce faci tu, că folosesc o inginerie inversă, prin care arăt, de fapt, ce înseamnă creștinism. Nu e ateism aici. E de fapt arăt ce înseamnă creștinismul cu adevărat. În titlu ai și Evanghelie și ateismul, da. Și nu-i clar, nu-i clar unde vrei paradox, să ajungi. Da. Da. Fii atent, ateul habotnic când vede Evanghelie, pleacă. Creștinul habotnic când vede ateistă, pleacă. Astfel că a scăpat de două elemente. Creștinii habotnici nu citesc nimic de regulă. Dar n-ai ce să faci cu ei, că habotnicul știi cum e. Și rămân cei care au ceva în cap, adică care vor să cunoască. Care cercetează. Care vor să cunoască, să cerceteze, să... descopere. Nu cred, orbește. Exact, nu merg, orbește. Asta înseamnă Evanghelia ateistă. Mulțumesc. Plăcere.